bine v-am regăsit la cea de-a doua ediție emisiunii Euroscola Culturală. În această seară vom continua să discutăm despre scriitorul covăznean Romulus Cioflec, de această dată împreună cu trei dintre cititorii operelor sale. Prima noastră invitată din această seară este Andreea, care a citit una dintre cărțile de călătorie ale autorului. Andreea, ce ne poți spune despre ceea ce ai citit? În primul rând că mă bucur să fiu astăzi aici cu voi. Mă aflu aici pentru a vă spune câteva vorbe despre una dintre cele mai cunoscute cărți de călătorie ale autorului Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei, note și impresii din evoluția rusă. În această carte, autorul ne povestește despre călătoria sa din 1917 în capitala Rusiei, Petrograd, la acea vreme, unde are șansa de a vedea Revoluția pe viu. De aici se înapoiază în Moldova, unde, prin activitatea sa de aproape 10 ani desfășurată la Chișinău, se dovedește un foarte bun prieten al basarabenilor, ajutând din probleme sociale, cât și în cele culturale, într-o perioadă atât de dificilă a acestei provincii, atât de amarnic biterită de soartă, unde se resimțeau și aici, de asemenea, tensiunile ale unei viitoare revoluții pe care se izbunească. Mulțumim foarte mult, Andreea, iar noi să trecem la următorul intervievat. Cel de-al doilea cititor din această seară este Rareș. Rareș, spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre cartea pe care ai citit-o. În primul rând, mă bucur să fiu aici la Euroscola Cultural. Volumul Puterea în Spania, de Romulus Cioflec, apare în anul 1928, cuprinde impresii de călătorie din anul 1927, când a călătorit spre Spania împreună cu soția sa. Ea trenul până în Italia, dar se oprește la Zagreb și la Veneția două zile. Ajunge în Milano, unde vizitează domul, iar apoi pleacă spre Franța, de unde ia un omnibus până în Spania. În Spania vizitează orașe precum Barcelona, Madrid, Sevilla și Granada, iar la Madrid urmează un curs pentru literatura spaniolă. Mulțumim foarte mult, Rareș, iar noi să trecem la ultimul cititor. Ultima noastră cititoare din această seară este Denisa. Ce ne poți spune despre această carte? Marea, mă bucur să fiu aici alături de voi la Euroscola Culturală. Cartea pe care am citit-o se numește De la Dunăre în jurul peninsulei balcanice prin Italia. Această carte cuprinde notele de călătorie ale lui Romulus Cioflec. Călătoria se desfășoară în 1911 împreună cu o clasă de liceu de la Colegiul Andrei Șaruna din Brașov, alături de profesorul lor, Iosif Vlad. Aceștia s-au îndreptat spre București cu trenul, având o oprire acolo și după cu trenul până în Constanța, unde s-a îmbarcat în vasul România. În drumul lor spre Italia au avut oprire la Constantinopol, Atena și orașele italiene de pe costa Siciliei, dar și în capitală. La întoarcere, aceștia au trenul din Fiume până în Budapesta și din Budapesta la Brașov. Mulțumim mult, Denisa, atât ție cât și celorlalți doi cititori. Mulțumim că ne-ați urmărit și în această seară și vă așteptăm și la ediția următoare.